Sabin Faur a lucrat în cadrul combinatului mai mulți ani, iar în 1974 a fost numit director tehnic și 2 ani mai târziu a devenit director general al combinatului siderurgic Hunedoara, funcție pe care a îndeplinit-o cu succes până în anul 1990, după cum se precizează în raportul de specialitate care a însoțit proiectul de hotărâre. L-am cunoscut personal, sunt mândru că am fost prietenul domniei sale. A fost un membru activ al Partidului Social Democrat ani de zile și toți cei care eram tineri în perioada respectivă am avut ce învăța de la domnia sa. Majoritatea celor prezenți aici în sală și-l aduc aminte de la ședințele noastre și despre modul savuros cum ne prezenta creșterea, e adevărat, și decăderea combinatului siderurgic de la Hunedoara. Mai ales pentru această decădere a suferit foarte mult. Placheta și cheia orașului au fost înmânate fiului acestuia. De fapt, tatăl meu a fost un industriaș. Nu era prea mult pe acasă. Ținea foarte mult la oraș, mai ales la combinat. Și ar fi vrut să fie altfel. E adevărat, dar societatea merge înainte ca peste tot. Sabin Faur s-a născut în data de 7 martie 1932, în localitatea Baldovin din comuna Baia de Criș. Fiul al unui tâmplar care nu știa să citească, dar care l-a învățat să se poarte omenește, Sabin Faur a avut ambiția să urmeze o facultate. A fost student al Facultății de Metalurgie din București, iar după terminarea acesteia a cerut să fie repartizat la Hunedoara. A lucrat la oțelăria electrică, apoi a fost mutat la laboratoare. Sabin Faur a încetat din viață în 2 decembrie 2014 la Hunedoara.